Câți ani ai, Raluca? Aproape 24. 24. Mâine, poi mâine. 4 de ani, ți-am luat banii lui pe una, două. Ce faci? Cu ce te ocupi? Eu sunt specialist marketing, mai exact mă ocup de optimizarea motoarelor de căutare, ca să de rezultate bune. Cu toate astea? Da. Ia auzi, Ovidiu, că stai tu pe TikTok, pe de-astea. Zău? Da. Dar cum? Cumva le configurezi? Ai auzit de cuvântul? Da. Ai config. Sunt mai multe metode, e un domeniu foarte vast, dar eu în special mă ocup de link building. Cum îi zice? Link building. Aha. Construire de linkuri, în așa fel încât site-urile respective să capete autoritate și să fie văzute cu ochi buni de Google. E lumea asta voastră, da, lumea, da, nouă, lumea interesantă. Tu ce ai terminat? Ce școală? Eu am terminat limbi străine, nu are legătură aparent, dar până la urmă totul e conectat. Ai terminat facultatea de litere, cum ar veni, nu? Nu, de limbi străine. Limbi străine. Limbi și literaturi străine. Sunt tare curiosită o fată care a terminat limbi străine. Zi-mi cartea ta preferată, că aici e cu litere, cu cuvinte. Da, în momentul ăsta, Splendida Cetatea Celor 1000 de Sori, pentru că m-a făcut să plâng foarte mult. Zău? Foarte n-am, mult. N-am citit, n-am auzit. Și mi-a oferit așa o filă de istoria Afganistanului. Ups! Da. E o carte cu foarte mare impact. Ți-a plăcut cel mai mult din toate cărțile pe care le-ai citit tu? Nu știu dacă neapărat cel mai mult, dar fiind și mai recentă, are un impact și așa, din puternic. Alea, din alea mari, din alea... Din alea mari, mie îmi plac foarte mult cărțile de tip Saga de Familie, de exemplu, Frații Karamazov, bun, sau Dostoevski, bun. La Răsării de Eden. Ah, bravo! Citești, da, citești, da, Raluca. Da. Sper să nu mă încurce că am spus asta. E bine, e trotineta merge. Da. Să-i luăm banii lui Teo. Sper, se poate. Ăsta e scopul. Se poate. Raluca, încep ceva strat de aluat copt ce formează baza unui tort. Blat. Bravo. Era pregătit Eugen cu aplauzele. 2 secunde, 200 de lei. Mai bine te-am dus aici decât în fotbal, nu? Îmi place să privesc, dar nu știu prea bine în detaliu termenii. Dar ai auzit de blat un fotbal? Da, sigur, că se aranjează rezultatul. Meci trucat. Bravo, Raluca! Auzi? Simplu ăsta. Un pic de matematică, dar tu ai terminat limbi străine. Da, 10 decenii. Secol. Nu. 10 decenii. 10 decenii, nu un deceniu, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Un veac de singurătate. Un veac de singurătate, Gabriel García, bravo. L-ai citit? Da. Păi, intră oarecum la Saga de Familie. Frumoasă, da. Cum îi chema? Buendia. Buendia, familia. Și satul era Macondo, parcă, Macondo, nu? Macondo, da. Este o carte separat. N-am citit-o încă. Călătoria spre Macondo. Spre Macondo, da. Satul ăla lui Marquez. Totul e imaginare în mintea lui. Da. Și decăderea familiei. Și bravo, excelent. Raluca, veacul era 500 de lei, 5 litere. Ascultă-mă. A se implica într-o luptă directă cu Teo. Că tu în clipa asta, îl vezi pe Eugen cum e pregătit cu palmele să aplaude? Că tu în clipa asta cu Teo pentru bani. Cu Teo... Duela! Bravo! Auziți? Țineți-vă bine că avem un final greu. Credeți-mă! 7 secunde, a luat 1300 asta mică. Bravo, Raluca! Sunt curios aici. Tu care ești pe Google, pe toate astea, nu mai. Uite, Cristiana știe, cu siguranță și Eugen știe. Ovidiu nu mai știe că e prea mic. Raluca. Carte ce conține hărți detaliate ale... Atlas. Da! Da! Mai mult decât Google Maps-ul. Bravo! Știi cartea am aia? Avut. Ai avut. Normal. Excelent, mă bucur. Albumul ăla de hărți geografice, toate erau pe el. 10 secunde, 1800 de lei. 6 litere. Căruia i s-a aplicat o presiune fizică. Împins. Mai încearcă. Hai, 24 de secunde. Împuns. Hai. A fost activat prin atingere. Da, are dreptate, așa e. Ăla e... Când intri, nu? Intri la tine acasă și iei clanța și ca să intri. Apuci. O apuci, dar după aia ce faci? Dar după aia... Apăsat. Asta e! Incredibil! 3 secunde mai erau, pierdea. Bravo!
Bine, voi în generația poate aveți clădaia cu... Nu. La mine e clanță normală, da. Iau și o apăs. Ai daia cu... Nu, se deschide cu ochii, nu? Poate peste câțiva ani, cine știe. Apăsat! Cu fața, cu alea. Cu fața. Apăsat! Că ai luat-o, bravo, Raluca. Bun. 2400 în clipa asta ești sus. Să vă zic un lucru. Puștoaica asta de a terminat limbi străine n-a luat deocamdată nicio literă. Da, am corect, observat. Așa. Ați observat? Așa. Fiți atenți, nicio literă. Și sunt deja la ultimul cuvânt din 6. Raluca. Costuri percepute pentru executarea unei sarcini. Mamă, cum le numeri pe degete, îmi place asta. Literă. Acum tu le numeri sau ți-e... Nu, le număr. E prima dată când ce litere în concursul ăsta și a trecut jumătate de minut și ai deja 2400 de lei. Nu e onorariu, nu e taxă. Nu, fii atentă. Eu n-am voie nici să-ți confirm, nici să țin firm. Pot să zic că sunt mai multe, că e pluralul. Onorarii. Nu. Nu, păi vezi că nu intra. Nu, nu. Ai văzut că e râul ăla treia. O-N-O trebuia să fie. O-N-O. Sume de bani. Hai sinonime, hai în 20 de secunde sinonime la onorarii. Nu sunt salarii, nu sunt zi. Remunerații. Prețuri specifice pentru călătorile cu autobusul. Mergi cu autobusul? Da, da. Prețurile specifice pentru călătorile cu autobusul, cu tramvaiul, taxă, cu... Costuri asociate serviciilor publice. Costurile asociate. Ce sunt? Sunt taxe, sunt... Tarife, da. Greu, tarife. Nu mergea. Era chiar simplu. Nu era așa, ai? Mergea o literă. Mergea literă, nu? Da. 40 de secunde, avem 1900 de lei. Mi-e ciudă pe tarifele astea. Am pierdut niște bani acolo. Hai, Raluca, ne întoarcem. Putem. A resimți o mișcare involuntară și ritmică a unui membru. Literă. Literă. Hai. Literă. Nu e contractură, nu e cârcel. Membru al corpului. Tremura. Dar nu m-ai văzut. Ba, l-am văzut cu coada ochiului, dar mă gândeam că e așa. Dar totul are legătură, de fapt. Tot are legătură. Da. Uf, ai stat niște secunde aici. Secunde bune și litere și... Raluca. Înveliș terestru exterior. Literă. Ăsta e de-a șaptea. Cred că de-a șasea chiar. E de-a șasea, așa? Și te-ai în atlasul ăla de care am vorbit noi adineauri despre... Literă. Despre cuvântul ăsta. Ții minte, în atlas se vedea pământul. Pământul, da? Bila aia, pământul. Ai apăsat. Nu e biosferă, nu e stratosferă. Las-o, mai coboară, mai coboară. Ești sus, ești departe. Mai dă-te jos. Nu știu cât poate să aibă. Am învățat la școală, vreo 80 de kilometri poate să aibă. Mai dă-te jos, mai jos. Vino mai jos din stratosferă. Atmosferă. Hai mai jos. Și mai jos de atmosferă? Hai mai jos. Hai mai jos. Înveliș terestru exterior. Hai mai jos. Hai un pic mai jos. Țesutul protector al pământului, pătura pământului groasă. Scoarța pământului. Da. Ca la copac. Ții minte scoarța pământului? Da, da. Știi că în atlas, da, nu? Da, mi-o imaginez. Da, în capul meu era altfel. Zboară gândul în toate direcțiile. Cum? Îți zboară gândul în toate direcțiile. Știu. Dacă îi puneai de copac. Scoarța. Da, de copac. Păi nu, că era învelișul terestru exterior. Bun, ascultă-mă. Scoarța asta. Încă mai poți să iei bani. Mai am pentru tine 6 cuvinte. Ca să iei bani, Raluca, să nu iei mai mult de 6 litere. Okay. 6 cuvinte, 6 litere. Dar sunt convins că tu o să reușești să pocnești niște cuvinte din prima și câștigi. Ok. Îmi place cum joci, Puștoaică. Perfect. Fii atent. Așa facem. Și folosește-te cel mai important lucru de timp. Ai 2 minute jumătate. Raluca. Încep? Da. Pe logică un pic. Poți să câștigi seara asta, de tine depinde.
alunecare puternică și masivă în josul unui versant. În josul unui versant. Poate să provoace daune materiale. Avalanșă. Avalanșă. Hai că poate. Ai luat vreo literă? Din pare. Acum nu, dar Brav. Mai înainte. Mai ai de luat 6 litere în următoarele 5 cuvinte. Dacă faci asta, i-ai luat banii lui Teo. Raluca, care a fost cuprins de o stare de agitație, de neliniște. Doar ce-mi place cum le numere. Nu e din 10. E din 8. E din 8. Nu mai poate gândi limpede din diferite motive. Bine să-ți dau o literă. Literă. Hai o literă. Nu mai poate să gândească limpede din diferite motive, pentru că e... tulburat. Băi, nene, e tare asta mică. Băi, e tare asta mică. Ex, buce final avem. 2 minute. Atât, în 2 minute avem un câștigător. Bravo, Raluca. 2 din 9, 2 din 10. Da. Și 5 litere. Și 5 litere. Nu le vrem. Zice așa. A evalua negativ și subiectiv o experiență proprie absolventă de facultate de limbi străine. Hai, Raluca. Îți dau o literă. Literă. Îți dau o literă. Avea o aversiune față de propria persoană. De propria persoană. Mai ia o literă. Literă. A considera pe cineva antipatic. Nu, mă gândeam la respingător, nu, dar are legătură. E verb la infinitiv. Când ești pe Facebook, nu-ți place ceva, dai dislike. Displăcea. Cât ai luat? 2, deci mai am 2. Mai ai 3. 3 mai am. Pentru 3 cuvinte. Mamă. Și un minut jumătate, Raluca. Fii atent aici. Preparat tradițional ce are ca ingredient de bază carnea de porc și tac. Într-un minut jumătate iei banii și câștigi. Sarmale nu sunt. Tocăniță e de 8? E de 9. 900 de lei. Uite, 900 de lei sunt pe ecran acolo. Tochitură. Bine. Și am tăcut, nu am zis nimic. Le-am luat prin eliminare, pentru Bravo, că Puștoaicu. Sarmale nu erau tocăniță. Mamă, suntem pe final. Câte mai ai de luat? Câte litere mai poți să iei? 2, nu? 3 litere în 2 cuvinte? În 2 cuvinte. Raluca. Se poate. Hai că poți. 20 și cât? 24 aproape. De ani. Raluca. Ăsta ori îl știi, ori bâșbâim după el. Dar tu trebuie să știi, absolventă de limbi străine, etapă de curățare spirituală după moarte, după moartea fizică. Ce numere acolo, Doamne, iartă-mă? Nu e înălțare, că așa... Înălțarea Iisus doar. Doar Iisus, a avut-o. Îți dau o literă. Literă. Îți dau o literă, să nu... Loc de purificare a sufletului înainte de judecata finală. Auzi, ești ortodoxă sau da, ești catolic? Ortodoxă. Deci nu e în purgatoriu. Purgatoriu. Wow! Bine! Wow! Incredibil! Purgatoriu era! Excelent! Mai mult mă gândeam, îl vedeam ca pe un loc, nu ca pe o etapă. Fii atentă. Rai, iad, purgatoriu. Fii atentă. De asta te-am întrebat dacă ești ortodoxă da. Sau catolică. Catolici, e una din marile despărțiri diferențe. Între biserica ortodoxă și cea catolică. Ortodoxii nu au purgatoriu, catolicii au purgatoriu, locul ăla de... Da. Uai, ai. Hai că poți. Cum? Poate, poate. Incredibil. Ăsta e ultimul cuvânt. Cât ai, Teo? 6500. Asta mică poate să-ți ia banii. Bravo. În 51 de secunde. Fantastic. Raluca, de tine depinde. Fii atentă. Poți să iei 2 litere. Da. Deci poți să iei 2 litere.
dacă iei două litere și descoperi cuvântul, i-ai luat banii lui Teo și pleci acasă cu 6.600. Raluca, îți țin pumnii. Hai, puștoaică. Încep? Da. Ăsta e cuvântul care face diferența în seara asta. Unitate dedicată domiciliului individual sau familial. Nu e apartament, nu e casă. Ba da, e apartament. Bine! Chiar era prea simplu. Hai de mine! Asta, mică, e genială, ne. Bravo, măi, băi, amică, e tare de tot.